non-stop hits. Impulse Radio. Bună dimineața! Din nou împreună, prieteni, aici la Radio Impuls și pe Canal de 2. Nadina, Niculina, bună dimineața! Aici sunt, până dimineața! Te-ai trezit, nu? Aproape. Asta avem, e întrebarea preferată lui Gric. Mă trezesc acum când citesc știrile astea, că avem, avem ce da, avem ea ce citi. Ea se alintă, ca toate fetele, indiferent de vârstă, ea se alintă. Ce treabă are vârsta, dragă? Și la 50 de ani o să mă alint. Exact, pe asta spun Sper și eu. Sper să-i apuc, dar o să mă alint și atunci. Îi apuci, păi ai zis că la 38 te măriți, nu? Da. Ah, ok, bine. Măcar asta s-a apuc. apuci. Deci știi momentul ăla în care o femeie își dorește să stea timpul în loc? Să nu, stai aici la 37, stai aici la 37. Nu mă duce la 38, fiindcă mi-ai scos mincă la 38, m-am mărit. Da. Bine, ea e mult mai tânără. Evident, Nu, mai avem până atunci. De copilărit. Nu mai avem mult, în schimb, până la știrile orei pe care ni le aduce. Evident, Nadine a zis-o, la fiecare fix, la 8, la 9 și la 10. Sunt foarte curios ce s-a mai întâmplat. Nu că n-aș ști dacă mă întrebați. Războiul palmierilor, atât pot să spun. Așa e tare interesant. Deci palmierii contraatacă. Da. Că eu tocmai sunt pe războiul stelelor. Mă uit la tot de la început la sfârșit. E mult mai interesant asta, cred. Asta cu palmierii de-abia aștept. Hai să vedem și mai ales să ascultăm. Chiar acum la Radio Impuls și Canal de 2 știrile. Bun găsit la știrile orei 8. Nu poate el să scoată cât putem noi să plantăm, este replica lui Robert Negoiță după ce primarul capitalei Nicușor Dan i-a smuls cei 26 de palmieri plantați în centrul Bucureștiului și l-a și amendat cu 10.000 de lei pentru lucrări fără autorizație. Regele Charles al Marii Britanii vine în vizită în România pe 2 iunie. Alteța sa regală se va întâlni cu președintele Iohannis la Palatul Cotroceni și va face o vizită și la reședința sa de la Viscri. Al doilea scrutin al alegerilor prezidențiale din Turcia va avea loc pe 28 mai. Președintele în funcție Erdogan pleacă în runda a doua cu un scor de 49,51%, timp ce principalul său contracandidat a adunat 44,88% din voturi. Un al doilea scrutin prezidențial în Turcia este o premieră în istoria modernă a țării. Un proiect de lege privind o schemă de ajutor de stat pentru producătorii de legume a fost adoptat și urmează să ajungă la promulgare. Schema propune acordarea de sprijin sub formă de grant pe o perioadă de 3 ani în valoare de 100.000 de euro anual pentru persoanele fizice și juridice și 300.000 de euro pe an în cazul cooperativelor. Poliția Botoșani cumpără toalete din lemn pentru toate sediile de la sate. Reprezentanții IPJ spun că este o soluție temporară până la renovarea posturilor de poliție. Mai bine de 70 de setii de la sate din județul Botoșani au toalete în curte. Simona Halep rămâne de la o săptămână la alta cu tot mai puține puncte în clasamentul WTA. După ce săptămâna trecută a ajuns pe locul 30, sub Irina Begu și Sorana Cârstea, acum Halep a alunecat pe locul 32. Ținând cont de punctajul jucătoarelor din spatele Simonei, sportiva ar putea ajunge după locul 40 chiar în zilele următoare. Statele Unite ale Americii ar putea intra în incapacitate de plată pe fondul datoriei publice a guvernului de la Washington, care a ajuns la 31,4 trilioane de dolari. Casele de marcat de tip self-check din cafenele, stadioane și aeroporturi din America au început să ceară bacșiș. Clienții spun că se simt șantajați și cer explicații legate de locul unde vor ajunge acești bani. O mașină zburătoare a fost testată cu succes în Brazilia, produsă de o companie de avioane electrice. Automobilul a trecut de o serie de teste importante și ar putea apărea pe piață în curând, în 2026. Odată lansată, mașina va fi folosită ca taxi zburător. Și un ITist britanic, care este în concediu de 15 ani, în concediu medical, a dat în judecată compania la care este angajat pentru că nu a primit nicio mărire de salariu în această perioadă. Bărbatul primește 54.000 de lire sterline pe an, venit garantat până la vârsta de 65 de ani. Cam acestea au fost știrile orei 8. Sunt Nadina Zisu, ne reauzim și ora următoare. Dimineața pe 2. Dimineața pe 2. On Impulse Radio. Așa zici, nu?
Așa, așa zici, zic, nu? Da. Ia auzi, deci omul acum, deci cum e cu salariul, stă acasă și... E în concediu medical de 15 ani, da. A spus că inflația i-a afectat veniturile și atunci este firească o mărire de salariu până la urmă, nu? Bineînțeles, dacă stai acasă, măcar să stai pe bani, să nu stai degeaba, nu-i așa? Corect. Da, corect, e plină lumea de inepții, de idioți și de, mă rog, decizii judecătorești care nu înțeleg, mă rog... Probabil o să ducă la tribunal, e clar. A, păi da, are loc deja un proces. Exact. Și cel mai probabil va câștiga, pentru că și da, face parte din politica companiei să... Sigur, sigur că da, asta spun. În fine, mă rog, sunt și copii care ne ascultă, să mai schimbăm sinonime, mai folosim aceleași cuvinte urât. Vă zicem oricum, neața, Greg și Cernat suntem, rămân. Ne mai aici la dimineața pe 2, fiindcă ne place, pe Radio Impuls și Canal de 2. Neața! Enjoy the hits. Feel good radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impuls Radio. Da, din nou trebuie să spun că tocmai ce am ascultat la Radio Impuls și evident și pe Canal de 2, piesa aia de-i place lui mama, cu suntem colegi de apartament, da. Nu știu, îi trezește probabil niște chestii din... Da, dacă îi place femeile, noi suntem colegi de platou aici, nu? Suntem... Evident, dar m-a mirat în momentul în care mi-a zis, mama, Doamne, ce piesă romantică, mă regăsesc în ea și încercam să mă gândesc, mama, e ceva ce nu mi-ai zis. Cu siguranță. Eu tot timpul am discuția asta cu taică-miu, maică mea s-a prăpădit, Dumnezeu să ierte, 1982, la 39 de ani, dar mereu am discuția asta cu taică-miu și îl întreb, măi tată, dar sunt niște lucruri, simt că sunt niște lucruri pe care nu mi le-ai spus. E, nu, e, vrei să-mi zici ceva? Nu, asta e relația dintre părinți, știi, și copii, tot timpul există întrebări de genul. Și tot timpul există secrete. Există. Că normal și părinții au voie să aibă secrete, copiii noștri n-au secrete. Exact. Ne-au plăcut extraordinar de mult că am avut întrebarea fix înainte de fix. Întrebarea era pentru ei amici, ce vreți să fiți, cine vreți să fiți când sunteți mari și mai ales de ce? Wow, Cristina Neagru la greu, Ronaldo mai puțin, mi-a plăcut. Și Messi. Michael Jordan, wow. Și Hagi a apărut și David Popovici, senzație. Îi salutăm pe copiii care au fost alături de noi și care probabil încă mai sunt. Repede să încheiem, mai am câteva mesaje. Trebuie să le auzim, că sunt mult prea drăguți. Ce vor ei dulci de ei și simpatici să fie, sau cine vor să fie când sunt mari și de ce? Bună dimineața, Radio Impuls, sunt tema din Timișoara, dar astăzi am vrut doar să vă urez o zi bună. Ai văzut? Și noi îți urăm o zi la fel de bună. Bună dimineața în continuare. Bun. Hai, bună dimineața. Las că până zice ea. Haide, zi tu repede. Vreau să fiu Neymar. Neymar. Ar vrea să fie Neymar, exact, ți-am zis. Pa, te pupăm. Uite aici, sunt Ana din Sibiu și aș vrea să fiu o cântăreață ca Andia. Andia vine la noi. Da. Mâine. Așa că stai cu ochii pe Canal de 2 și cu difuzorul pornit, cum era pe vremea mea la radio. Bună, Radio Impuls, sunt Ingrid din Gimbav și eu, când o să fiu mare, aș vrea să devin actriță. Însă nu am un actor preferat. Nu contează, actriță să fii este cel mai important. Anai din Timișoara și când aș vrea să fiu mare, aș vrea să fiu Frida Kahlo, că îmi place să desenez. Excelent! Wow! Mă miră asta, dar vă bucură în același timp. Neața, oameni buni, rămâneți pe Radio Impuls și Canal de 2. Evident, Grig și Cernat suntem și trebuie să mergem la o chestie foarte, foarte serioasă. Da. Care ne afectează, știu, nu știu ce ne afectează, dar ci că ne afectează. Da, așa, ai dreptate. A zis-o și Nadine, a zis-o ceva mai... A zis-o, da. E... Bine că a zis-o, nu, dar mă gândeam la fetița aia care desena, știi, mă gândeam dacă desenează palmieri, știi, nu știu ce mi-a venit asta în minte, știi, mă rog. Ne întoarcem imediat la voi, neața! Dimineața pe noi! Your hit music playlist. Impulse. Do it like that. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Impulse Radio. Good vibe station.